spre un anunț foarte important, de fapt un raport cu conținut extrem de îngrijorător pe care l-a difuzat chiar astăzi Banca Centrală. Ați văzut pe parcursul zilei aici la Antena 3 spicuiri din acest raport care vorbește despre o inflație care a ajuns la o cotă alarmantă. 11% inflație ar putea fi următoarea țintă, dar, spune raportul BNR, situația este foarte fluidă și, din păcate, nu sunt semne bune, pentru că nimeni nu știe, este incert în clipa de față, unde se vor opri creșterile de prețuri, mai ales cele din zona energiei. Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Băncii Centrale, în legătură directă cu noi, și vă mulțumesc pentru asta, domnule Vasilescu. Bună seara! Foarte mare îngrijorare a stârnit raportul Băncii Centrale, pe care l-am putut citi astăzi. Dacă ar fi să sintetizați dumneavoastră concluziile, care ar fi primele trei elemente pe care le-a spune în ordinea de importanță pentru cei care ne privesc acum? Primele trei, inflația care a atins cote într-adevăr foarte mari, nemai întâlnite în România de vreo 10 ani. Exact. Această inflație, dacă ar fi de sorginte interne, am vedea ce am face cu ea. Dar, din păcate, este o inflație globală care mătură planeta din America și până în Japonia. America constată că din anii 1971, din anii 1970, scuzați-mă, nu a mai avut o inflație ca asta. Banca Centrală Europeană se laudă cu o inflație ceva mai mică, de 5%, dar această inflație de 5% trebuie calculată de acolo de unde a plecat, și a plecat de la deflație, adică de la inflație sub zero, de la creștere sub, de la prețuri sub zero, până la 5%, deci tot 7% ajunge. Și în condițiile astea, având în vedere că inflația e peste tot și peste tot aceeași cauze, adică criza energetică, care are rădăcini adânci în ultimele trei decenii și care a venit acum la scadență, lovește întreaga planetă și ne lovește și pe noi. Și mai este un factor intern, pentru că inflația noastră este cam în jur de 80%, creată de inflația globală cu efecte la noi din criza energetică, cam 80%, dar mai sunt 20% care vin din, cum să le spun, din efectele haotice ale liberalizării prețurilor la gaze în vara anului 2020 și la energie electrică în ianuarie 2021. De atunci tot ne luptăm cu aceste prețuri la energie care au efecte... Deci spuneți că acesta ar fi factorul intern care a contribuit, pe lângă influența de afară, la această alarmantă cotă de inflație. Să nu uităm însă că au mai fost și acele erori în facturare, care sigur că probabil ele au fost prinse, nu? În calculul inflației, chiar dacă ulterior, da, zice, da, se vor fi corectate, vor fi revizuite acele facturi și ele vor fi date înapoi pe lunile respective, ele și-au dat contribuția în cifra globală a inflației, nu? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Și ele au antrenat, să nu uităm, o creștere a prețurilor în toate celelalte sectoare economice și asta e o escaladare greu de stopat în clipa de față. Dacă ne uităm la tabloul inflației din România, o să vedem că acest tablou are un specific. Este în afara definiției. În afara definiției? În afara definiției inflației. Cum adică? Pentru că inflația înseamnă peste tot în lumea asta creștere generalizată a prețurilor de consum. Ori noi, dacă ne uităm cu atenție la tabloul prețurilor de consum din România, nu este vorba de o creștere generalizată. Sunt câteva prețuri care au făcut practic explozie. Prețul la gaze cu 40%. Deci, plecând de la o axiomă. Inflația trebuie să fie de 2%. Nici mai mult, nici mai puțin. De aici încolo calculăm inflația. Când este în jos, e grav. Când este în sus, peste 2%, e grav.
Dar când este 40% la gaz, când 25-20 ceva la, de la energie electrică, când combustibilul care are 800 de puncte în prețul, în coșul de consum, deci mai 10.000 de puncte, și când se mai adaugă și țigările, care au și ele un efect puternic asupra inflației. Dacă pui țigările lângă benzină, sigur e de rău, adică chiar și pentru inflație și nu numai, da. Domnule Vasilescu, spuneți-mi următorul lucru. Măsurile despre care se vorbește acum, de pildă o posibilă plafonare a unor prețuri, am văzut. De pildă Polonia, Ungaria au recurs la asta, la produsele alimentare. Alte state au încercat, cum a fost Spania, plafonarea prețului la energie electrică. Pot domoli sau sunt doar soluții pe termen foarte scurt și într-un fel ca la... ca la gaz, el va ieși pe altă parte, dacă încerci să-l oprești undeva. Opinia mea este că după ce se va încheia aceste decizii, după ce se va ajunge la cadență, la 31 martie, aceste decizii privind deciziile privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Ele au produs un efect benefic în sensul că și inflația s-a mai domolit, dar mai ales oamenii au avut anumite îndesniri și ăsta este factorul cel mai important. Uh-huh. O inflație, o plafonare și o compensare pe termen lung sau foarte lung nu este posibilă într-un sistem de economie de piață. Este posibilă numai pe parcursul. Dar eu cred că sunt două lucruri la care trebuie să fim atenți. În primul rând, luna aprilie este luna Paștelui. Ar fi trist să vedem că imediat, după ce s-ar ridica aceste plafoane, să vedem inflația explodând chiar de Paște. Dar asta e o chestiune subiectivă, totuși. Sigur. Problema obiectivă foarte importantă este că România are nevoie în momentul de față de un timp tampon pentru a pregăti bine, așa cum n-a pregătit începând din iulie 2020, când s-au liberalizat prețurile la gaz, și din ianuarie 2021, când s-au liberalizat prețurile la energie electrică, n-au pregătit această trecere, această tranziție. Cât de lung ar trebui să fie acest timp tampon? Nu poate să fie mai mult de 6 luni după aprilie. Deci în 6 luni ar trebui ca actualii guvernanți sau oricine ar fi la decizie în acest moment să ia măsurile cu care să fim pregătiți pentru șocul nou, nu? Cel care de ce spun eu? Va fi adus de iarna următoare. Da, vine altă iarnă, da. Nu numai că vine altă iarnă. Este o altă mare problemă. Criza energetică este globală și ea se manifestă puternic în toate țările, inclusiv la noi. Iar vocile importante din această lume care au vorbit despre criza energetică au spus la unison că există o singură soluție și anume investiții în condițiile în care, vedeți, Uniunea Europeană a făcut niște înlesniri că până la deciziile de acum 4 zile ale Uniunii Europene toată lumea era în alarmă privind clasificarea energiilor verzi. Și era vorba ca energia nucleară să iasă din această clasificare. Da, mari probleme au domnii de la Bruxelles, mari probleme asta, dacă e verde aia, dacă e de tranziție, e altă, dacă să ne apucăm acum să scumpim certificatele de carbon în plină criză energetică, foarte multe probleme au domnii de la Bruxelles, de zici că ei trăiesc într-o altă lume. Mulțumesc mult, domnule Vasilescu. S-a ajuns la o înțelegere. Târziu, după un an și jumătate și după efectele produse asupra întregii planete, cum foarte corect remarcați. Mulțumesc mult, domnule Vasilescu.